A început numărătoarea inversă până când ne vom alege primarul general al capitalei. Traian Băsescu, Gabriela Firea și Nicu Șordan și-au depus candidaturile. Să vorbesc. Deci mi-am depus candidatura, sper că sunt îndeplinite toate condițiile și de acum la luptă politică. La 20 de ani de când devenea primarul Bucureștiului, Traian Băsescu își încearcă norocul pentru a doua oară. Fostul președinte și actual europarlamentar s-a decis să candideze după ce PNL și USR și-au dat mâna pentru susținerea lui Nicu Șordan. Candidatul Dreptei este cotat cu cele mai mari șanse să o învingă pe Gabriela Firea. Cum poți să vii să ceri un nou mandat când tu ai dus orașul ăsta în faliment? Au aruncat pe apa Dâmboviței, nici măcar pe apa Dâmboviței, că era bine dacă făceau ceva pe Dâmbovița, pe apa Sâmbetei, sute și sute de milioane de euro care n-au avut niciun efect concret pentru a îmbunătăți viața bucureștenilor. Primarul general în funcție, Gabriela Firea, a venit și ea la biroul electoral municipal cu câțiva susținători îmbrăcați în tricouri și măști negre personalizate. După depunerea candidaturii, Firea a mers la sediul de partid pentru a-și prezenta echipa integrală de candidați la sectoarele capitalei. În ultima perioadă se practică gândul la cifre, la puzuri, la autostrăzi suspendate. Nimeni nu vorbește despre oameni. Am dovedit atașamentul față de bucureșteni în toți acești ani. În lupta pentru primăria capitalei s-au înscris și Călin Popescu-Tăriceanu din partea ALDE și Ioan Sârbu, susținut de partidul lui Victor Ponta. Alegerile locale ar urma să aibă loc în 27 septembrie. Data limită pentru depunerea candidaturii și a semnăturilor de susținere este marți 18 august. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.